Mai nou, cei mici își pot dresa câinii acasă, fără ajutorul părinților, așa că aflați exact ce pași trebuie să urmeze prichindei. Și nu discutăm despre bișoni sau pechinezi. Copii de 8-9 ani dresează Rottweiler și Cane Corso. Haideți să vedem și noi cum fac asta. Stau cu minți lângă micilor stăpâni? Îi urmează la pas atunci când ei se plimbă? Trec peste obstacole la îndemnul copiilor? Și mănâncă din mâinile lor fiecare recompensă? Deși pare incredibil, acești câini din rasa Rottweiler, ciobănesc german, Cane Corso sau Labrador, au fost dresați acasă de copii. Copiii pe care căței îi ascultă cu sfințenie atunci când cei mici dau comenzi și pe care îi așteaptă cu minți atunci când se îndepărtează de ei tot în scopul dresajului. Îi urmăresc însă cu privirea când nu-i simt aproape, dar nu se mișcă din loc până la o nouă comandă. Iar atunci când simpaticele patrupede fac ce li se spune, copiii nu uită să-i felicite. Bravo! Bravo! Deși aceste rase mari sunt considerate periculoase și agresive, copiii au învățat să-și gestioneze câinii, unii mai mari decât ei, fără teamă. Au avut însă nevoie de ajutorul unui dresor profesionist ca să ajungă la acest nivel. Hai, sus! Asta vrem, asta vrem! Sus, sus, sus! Da? Bravo! Hai, leneșule, hai! Mângâiem, mângâiem! Foarte bine! Cum e posibil așa ceva? Ei bine, după ce copiii își aleg fiecare câinele dorit... Am 11 ani și rasa ciobănesc german. Așa, trecem mai departe. Am 14 ani și am Cane Corso. Așa. Am 15 ani și am American Rottweiler. Am 13 ani și am ciobănesc german. Mihai Nae le oferă informațiile de bază în decursul câtorva ședințe de dresaj. Ce învață copiii alături de tine la orele de dresaj? Tot ce înseamnă disciplină, tot ce înseamnă educație, eu lucrez împreună cu ei și cu părinților. Mersul la pas, șez, culcat, refuzul de hrană, chiar și pază și apărare. Iar apoi, cei mici primesc teme pentru acasă. Împreună cu patrupezilor, trebuie să repete tot ce au învățat la curs și neapărat trebuie să țină cont de recompensă. Mai ales că avem și rase cu potențial ușor agresiv, cum este, spre exemplu, Cane Corso sau Amstaff, am copil cu Amstaff, cu Pitbull, da? Trebuie să avem boniță, trebuie să avem lesă, trebuie să-i ținem legați, dar cu toate astea, ei afară, când ies cu ei, cu recompensă, merg la pas, șez, culcat, le dau recompensă. Este foarte important, prin recompensare, să menții plăcerea cățelului de a lucra. Plăcerea cățelului și bucuria copilului. O bucurie pe care, evident, patrupedul o simte. Ce am tras eu concluzia este că sunt foarte atașați de copiilor și de multe ori sunt mai atenți și mai ascultători când e vorba de copil, mai mult decât de, eu știu, părinți, decât de noi cei mari. Dar n-aș putea să spun că este mai greu. Copiii sunt foarte receptivi și de multe ori mă înțeleg mai bine cu ei decât cu părinții. Haide cu tor, haide cu tor! Așa, foarte bine! Mergem normal acum, unul în spatele celuilalt. Foarte bine! Am vrut, evident, să aflăm și părerea copiilor care, nici măcar în timpul interviului, nu s-au despărțit de cățeilor. Așa. Ce comenzi execuți cu el acasă? Șezi, culcat și mai scuier în fața blocului și mă film. E greu cu un asemenea câine care este atât de mare? Nu prea. Te ascultă mereu acasă? Da. Ți-a fost vreodată teamă de el? Nu, niciodată. Cum repeți cu el acasă? Care sunt temele de acasă? Păi șezi, culcat, ordine, disciplină. Și pornim la pas! Unul în spatele celuilalt, nu uitați, da?